frumoasă, alăturarea Joana Tina Antonescu. Este o noapte frumoasă pentru mine și pentru voi, colegele și colegii mei. Mulțumesc din inimă celor care m-au votat și fiecărui român care a venit astăzi la vot. Am muncit din greu în acești ultimi ani, luni, zile și ore, ca să ajungem aici. Vom munci și mai mult în următoarele două săptămâni și pe 6 decembrie vom învinge împreună. Le mulțumesc în egală măsură celor care au votat cu ceilalți candidați. Și cu domnul Băsescu, dar mai ales celor care au votat cu domnul Crin Antonescu, care a făcut o campanie frumoasă și o campanie care sunt convins că va avea consecințe bune pentru însănătoșirea mediului politic românesc. Vreau să mulțumesc și celor care au votat cu Sorin Oprescu, cu Kelemen Hunor, cu Corneliu Vadim Tudor, cu Gigi Becali, cu Remus Cernea și cu toți cei care s-au prezentat în fața românilor, toți merită respectul nostru și toți merită aplauzele noastre, pentru că asta este esența democrației într-o țară europeană. Pe 6 decembrie, dragii mei prieteni, dragile mele colege, dragi prieteni din Alianța PSD-PC, de Boș Nicolae, victoria nu va fi doar a mea sau a noastră, ci va fi a celor care cred în libertate, în democrație și în șansa unui nou început. De mâine, competiția începe de la zero. Vă rog să rămâneți mobilizați. Vă rog să fiți vigilenți în secțiile de vot. Și rog pe românii care astăzi au încă un element de nehotărâre cu privire la opțiunea lor să ni se alăture. Pentru că suntem oameni care înțelegem să-i respectăm pe adversari, să respectăm pe cei care au alte opinii ideologice și suntem oameni care știm să construim o relație corectă și principială în guvernare și în viața publică a acestei țări.